De săptămâna viitoare, în centrele de vaccinare din țară va ajunge și serul rusesc Sputnik V, un nou lot cu vaccinuri acordat de administrația de la Kremlin sub formă de ajutor umanitar, ajunge în această seară la Chișinău. Din lotul umanitar fac parte 71.000 de doze pentru rapel. Primele au ajuns la Chișinău săptămâna trecută. De asemenea, încărcătura va mai conține alte doze suplimentare din cele 182.000 promise de conducerea Federației Ruse. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, a menționat că împreună cu lotul de vaccinuri chinezești, dar și cele venite în țară prin platforma COVAX, sunt suficiente doze de ser pentru imunizarea cel puțin 300.000 de cetățeni. În luna iunie vom mai procura 1 milion de vaccine Sputnik V, sper foarte mult, pentru că la sfârșitul lunii iulie să avem măcar vreo 1 milion de cetățeni vaccinați. Problema este că vom fi în campanie electorală, va fi greu de procurat aceste vaccine, dar eu sper să găsească o soluție. Federația Rusă și-a exprimat disponibilitatea să ajute Republica Moldova cu 182.000 de doze de vaccin Sputnik V acordate sub formă de ajutor umanitar. 62.000 de doze sunt prevăzute pentru regiunea transnistreană.